Partidul Social-Democrat a reușit să impună în negocierile din coaliție descentralizarea utilizării fondurilor din PNRR. Fondurile destinate investițiilor cu impact asupra dezvoltării regionale vor fi gestionate de agențiile de dezvoltare regională, ceea ce semnifică un lucru extraordinar pentru comunitățile locale, dar și pentru cetățeni. Succesul PSD la negocieri a fost acela că a reușit să se impună în negocierile din coaliție descentralizarea utilizării fondurilor din PNRR. În același timp, miniștrii PSD au extras din PNRR țintele și jaloanele care țin de domeniul lor de activitate pentru a urmări îndeaproape realizarea lor la termenele prevăzute. De asemenea, Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare în legătură cu acest subiect. PSD a reușit să impună în negocierile din coaliție descentralizarea utilizării fondurilor din PNRR, iar în acest sens a fost adoptată o ordonanță de guvern, conform căreia ministerele coordonatoare vor încredința agențiilor de dezvoltare regională gestionarea investițiilor din PNRR cu impact asupra dezvoltării regionale. ADR-urile vor gestiona fondurile aferente investițiilor din fiecare regiune și vor face plățile către beneficiari. A transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Partidul Social-Democrat a făcut toate demersurile pentru adoptarea cât mai rapidă a cadrului legal care să permită absorpția rapidă a fondurilor europene disponibile pentru România în cadrul PNRR.